Vieți distruse într-o clipă, două fete au murit într-un accident cumplit în Constanța. Mașina lor a fost lovită din spate de un șofer băut și proiectat într-un tir. Cei trei frați dispăruți de trei zile din Hunedoara au fost dați în urmărire internațională. Polițiștii au audiat deja pe mama, Bona, dar și pe tatăl copiilor, la care a ajuns o filmare cu ei. Antrenorul lotului național feminin de Sanie și Bob, Paul Neagu, acuzat de proxenetism de unele dintre sportivele sale, refuză să revină din Germania, acolo unde este acum. Neagă toate acuzațiile aduse. Andreea Berecleanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Două fete au murit azi noapte într-un accident cumplit provocat de un șofer băut în județul Constanța. Mașina tinerelor a fost lovită din spate și aruncată într-un tir cu transport agabaritic. Cele două fete nu au avut nicio șansă, chiar dacă medicii le-au resuscitat trei sferturi de oră. Șoferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 1,07 la mie în aerul expirat. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Puțin după miezul nopții s-a dat alarma la ISU Dobrogea. Pe drumul care leagă Techirghiol de Agigea, un bărbat inconștient a provocat un accident cumplit. O mașină în care se aflau două fete a fost aruncată într-un tir aflat într-un convoi de transport agabaritic care circula cu lumini de girofar galben și mașini de însoțire pe traseu. La fața locului ne-am deplasat cu o mașină de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Cele două victime de sex feminin au fost extrase de colegii mei. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate, fără un rezultat favorabil, cele două victime au fost declarate decedate. Mașina lovită de șoferul băut era condusă de Maria, o tânără de 21 de ani din Techirghiol. Se ducea să ducă o fată acasă. M-a luat pe unde la urgență și se ducea înapoi și scurtătura era pe la Agigea, pe acolo. Era beat un nemernic care o să-l bagă în pușcărie. Mi-a omorât unicul copil. Nu mai aveam alt. A venit prietenii ei și mi-a spus. Ce, a mea a fost piciorul. Dacă n-am ajuns acolo și asta, m-a zărmanul că părul meu m-a ținut să nu cad jos. Pe scaunul din dreapta se afla prietena ei, Alexandra, o tânără de 28 de ani din Eforie Sud. Alexandra lucra pe un vas de croazieră și venise acasă în concediu. Familia a încercat să-i recupereze trupul de la morgă. Nu ne dă voie să o vedem până nu o luăm acasă. S-a spus că oricum mașina e varză și n-avem ce să vedem. Șoferul care a provocat tragedia avea răni minore, care au fost tratate la fața locului. A refuzat transportul la spital pentru investigații medicale amănunțite. Celălalt conducător auto, un bărbat de 45 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,07 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii au testat persoana în cauză cu aparatul din dotare, rezultatul fiind negativ pentru prezența unor substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. Bărbatul a ajuns totuși la Spitalul Județean pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei în sânge. Are dosar penal pentru ucidere din culpă. Cei trei minori din Hunedoara, dispăruți acum trei zile, au fost dați în urmărire internațională. Tatăl lor a anunțat autoritățile după ce Bona copiilor i-a spus că aceștia au dispărut de lângă ea. Părinții copiilor se luptă de mai multă vreme pentru custodia lor. În vară, din cauza acestui conflict, cei trei au ajuns în plasament în grija statului. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Oxana, degeaba ai pus pe oamenii ăștia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăștia ne-au mințit că ne duce la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă. Noi îl iubim pe tati. Acest videoclip a fost primit de omul de afaceri după ce copiii au fost dați dispăruți la nivel național. Cei trei minori au fost văzuți ultima dată în localitatea Simeria, din județul Hunedoara, acolo unde asistenții sociali i-au înscris la școală, iar de atunci poliția îi caută fără oprire. Suntem în căutarea lor. Da, ați primit și un roar alert. Din data de 14-10 au dispărut. Vă arăt și o poză cu aceștia, uitați. Dacă cumva îi vedeți, apelați urgență numărul 1 de urgență, apelul 112.
Au fost constituite mai multe echipe de căutare la fața locului și au fost alertate toate structurile operative din județ, fiind luate măsuri pentru extinderea verificărilor și în județele limitrofe. Încă de la data semnalării dispariției acestora, cei trei minori au fost dați în urmărire națională și în consem la frontieră, în cauză fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Polițiștii încearcă acum să depisteze dispozitivul de pe care au fost trimise imaginile ce au ajuns în posesia tatălui celor trei copii. Între timp au fost chemate la audieri bona copiilor și mama acestora. Bona le-a spus anchetatorilor că a plecat la cumpărături și că i-a lăsat pe cei mici cu un prieten. Când s-a întors acasă, a văzut că minorii au dispărut și l-a sunat pe tatăl lor. Părinții celor trei copii sunt într-un război juridic pentru custodia lor. Tatăl a primit ordin de restricție și nu se poate apropia la mai puțin de 100 de metri de ei. Copiii, în schimb, nu vor să locuiască împreună cu mama lor. Eu am primit un ordin de protecție inventat din nimic ca să nu apropie de copii. Ne ora așteptat intensiv de copilul meu să nu vorbească cu maica, dar să nu întâlnească cu ea. E mama lor, dar ei nu vor. 3 luni de zile copiii s-au opus, a venit protecția copilului. Mi-au luat statul copiii, datorită faptului că eu am ordine de protecție și pe mama copiii o refuză, i-au luat în plasament în regim de urgență. Pentru a ieși din plasament, minorii au fost duși acasă la unchiul lor, în Deva, în luna august. Ultima dată când au fost văzuți de asistenții sociali a fost cu 3 zile înainte să dispară. Cei mici au refuzat atunci să meargă la mama lor, așa că au rămas acasă la unchiul lor împreună cu Bona. Conflictul părinților pentru custodia copiilor durează deja de mai mulți ani. Familia a trăit în Spania, unde, conform unui ziar local, femeia ar avea un dosar penal deschis pentru rele tratamente aplicate minorilor. Asistenții sociali i-au înscris pe copii la școala din Simeria, însă aceștia nu ar fi mers la cursuri de la începerea anului școlar. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului din Hunedoara au anunțat că au făcut o plângere penală la parchet pentru modul în care au fost tratați cei trei frați în ultima perioadă. De asemenea, în momentul în care vor fi localizați, ei vor fi preluați de asistenții sociali pentru a li se asigura protecția, dar și pentru a fi incluși în programe sociale. Pentru Focus, Ovidiu Bărădeanu, Prima TV. Banii din PNRR sunt greu de luat, am putea pierde peste 1 miliard de euro. Ce anume nu am respectat, aflați imediat la Focus. Polițiștii din Arad caută un șofer care a spulberat o femeie pe trecerea de pieton, după care a fugit de la fața locului. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În imagine surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum o femeie începe să treacă strada regulamentar pe zebră. 2 mașini trec cu viteză prin fața ei în timp ce se afla pe trecere. A treia însă o lovește din plin și continuă să se deplaseze fără să se oprească o secundă. În urma impactului, victima se ridică singură de pe asfalt. Poliția face apel acum la cei care au informații să ajungă la această anchetă. Antrenorul lotului național feminin de Sanie și Bob, Paul Neagu, cel care și-ar fi obligat sportivele să întrețină relații intime cu diferiți bărbați în schimbul sponsorizărilor, refuză să se întoarcă în țară. Acesta se află în acest moment în Germania și spune că este nevinovat. În ciuda acuzațiilor, antrenorul nu a fost dat în urmărire internațională. Deși ancheta este în desfășurare, procurorii se mulțumesc să discute doar cu avocatul lui Paul Neagu. Acesta este acuzat chiar de echipa de fete de Bob pe care o antrena că le-ar fi obligat să se prostitueze an la rând. Antrenorul neagă toate acuzațiile și spune din Germania că i-ar fi fost imposibil să le oblige pe sportive să facă orice împotriva voinței lor din simplul fapt că au mai multă forță ca el. Acesta a spus despre una dintre sportive că are un motiv ascuns pentru care face aceste declarații. Mai exact, că nu i-a permis iubitului acesteia să o viziteze în timpul pandemiei. Pentru victimele lui Paul Neagu, calvarul începe aici, în Constanța, în clădirea din spatele meu, unde antrenorul a creat un centru de recuperare pentru sportivi și un club al sporturilor de iarnă. Sportivele, ademenite cu promisiunea că vor ajunge în lot olimpic, erau puse apoi să întrețină relații intime cu persoane influente în mai multe locuri din țară, dar și în Monaco, Letonia și Germania. Abuzul ar fi început încă din 2013, iar până în 2019 Neagu, acum în vârstă de 70 de ani, le-ar fi constrâns pe 3 dintre elevele lui să întrețină relații intime cu diferiți bărbați, pentru ca aceștia să financeze lotul național. În urmă cu 4 ani, una dintre sportive a semnalat în scris această situație către mai multe organizații.
În repetate rânduri vorbește cu mine cu conotații sexuale, mă întreabă dacă am chiloți pe mine, mă pune să-i arăt, îmi sugerează cum să mă îmbrac când ne duce la întâlnirile lui cu bărbații din Constanța, unde ne prezintă ca fiind fetele lui. Mi se fac propuneri indecente și trebuie să accept și să nu spun nimic niciodată. A intrat în camera mea fără să bată la ușă și să întrebe dacă poate intra. Eram în pat, în lenjerie intimă, după ce am terminat dușul, iar el a venit direct la patul meu. Antrenorul nu ar fi acționat singur. Principalul său complice era un om de afaceri libanez, cercetat acum sub control judiciar. Alături de Paul Neagu, în dosarul de trafic de persoane, este cercetat și Galeb Nassar, un cetățean libanez care are mai multe hoteluri la mare și la munte. Galeb Nassar l-ar fi ajutat pe Neagu să le cazeze pe victime, dar ar fi fost și principalul beneficiar al serviciilor pe care acestea erau obligate să le ofere. În cazul lui Paul Neagu, procurorii vor solicita emiterea unui mandat de arestare în lipsă, pentru că nu doar că acesta nu vrea să revină în țară, dar refuză să coopereze cu anchetatorii. Neprezentarea unei persoane care se află într-o procedură judiciară, mai ales că i-a fost comunicată probabil acea ordonanță de suspect și au fost aduse la cunoștință aspectele care țin de obligațiile ce derivă din această calitate de suspect, respectiv de a se prezenta ori de câte ori este chemat la organele de urmărire penală și, bineînțeles, la instanțele de judecată, dacă este cazul, îi poate atrage acestui personaj, practic, și o punere în mișcare a acțiunii penale și, de ce nu, pe mai departe, o măsură de natură preventivă. În ciuda anchetei DICOT, Paul Neagu antrenează în continuare. Pe 20 octombrie, loturile de băieți și fete se vor întâlni în Letonia pentru un cantonament. Totuși, Comisia de Disciplină a Federației de Bob și Sanie urmează să discute această situație. Concursuri de angajare aranjate și intervenții medicale condiționate de mită sunt acuzațiile pe care procurorii le aduc celor din conducerea Spitalului Municipal Rădăuți. Anchetatorii au ridicat mai multe documente, iar angajații au ajuns rând pe rând la audieri. Acuzații de corupție sunt și la Colegiul Tehnic Rădăuți, dar și la Inspectoratul de Poliție Suceava. În total, peste 130 de descinderi au avut loc în toată țara, într-o operațiune de amploare care a vizat destructurarea mai multor grupări de crimă organizată. Anchetatorii fac verificări la modul în care s-au făcut angajările în ultimii ani la spitalul din Rădăuți. Potrivit informațiilor deținute de polițiști, concursurile pentru posturile de brancardier și infirmier ar fi fost aranjate. În plus, unii doctori ar fi primit mită pentru anumite intervenții medicale. Fostul manager al spitalului, dar și fosta directoare de îngrijiri medicale au fost duși la audieri. De ce ați fost ridicată? De ce ați fost ridicată? Ce vi s-a zis? Ce fapte de corupție? Sunteți vinovată cu ceva? O membră din comisia de examinare de la spital a fost de asemenea luată în vizor de procurorii DNA. Ați participat la concursul de angajare? Da. Ați modificat aceste concursuri? Nu. Ați luat spăgi pentru concursuri? Nu, eu. Ce ați făcut? Care a fost? Dar eu nu știu pentru ce. Care era rolul dumneavoastră la aceste concursuri de angajare? Membru în comisie. Dar nu sunt singurul membru. Nu am fost președinte. Spitalul municipal a fost călcat de polițiști încă de la primele ore ale zilei. Anchetatorii au ridicat mai multe documente. Au efectuat percheziții atât la sediul Spitalului Municipal Rădăuți, cât și la cabinete private. S-au efectuat percheziții și la domiciliul anumitor persoane vizate. Știu doar că s-au pus sechestru pe anumite cabinete și vestiare din spital, cât și cabinete private. De bine nu, oricum. La intrare, da. Erau mascați? Erau. Aș fi auzit că de un doctor, un medic. L-ar fi cercetat, dar acum nu știu sigur de ce și pentru ce. Acțiunea a făcut parte dintr-o operațiune extinsă a DICOT. În toată țara au fost efectuate peste 130 de percheziții domiciliare în cadrul a 40 de acțiuni care au vizat destructurarea unor grupări infracționale. Acestea erau specializate în trafic de droguri, trafic de persoane și de minori, trafic de migranți, pornografie infantilă, fapte de corupție sau chiar de sclavie. La o stână din Covasna au fost găsite 6 persoane care au fost racolate din gări și exploatate timp de un an. În total, în toată operațiunea au fost audiate peste 200 de persoane.
Ni se dau bani europeni, dar nu ne pricepem să-i luăm. Comisia Europeană a anunțat că am putea pierde peste 1 miliard de euro, adică aproape jumătate din cea de-a treia tranșă din PNRR. Oficialii europeni spun că mimăm reformele. Asta pentru că România nu a îndeplinit 6 jaloane din cele 68 pe care trebuia să le atingă. Pentru a primi toată suma solicitată, țara noastră are la dispoziție 6 luni să rezolve problemele sesizate. La 10 luni de la depunerea cererii de plată numărul 3, Comisia Europeană a decis suspendarea parțială a plăților prin PNRR. Motivul este că România nu a îndeplinit 6 jaloane. Comisia Europeană va plăti doar o parte din cei aproape 3 miliarde de euro solicitați de țara noastră. Suma reținută ar putea depăși 1 miliard de euro. 330 de milioane de euro vor fi suspendați dacă România nu reduce pragul de impozitare al micro-întreprinderilor. Comisia vrea ca acest prag să scadă de la 500 de mii la 88 de mii 500 de euro pe an. Alți 300 de milioane de euro vor fi pierduți pentru că investiția privind construirea metroului din Cluj-Napoca a fost scoasă din PNRR. În plus, aproape 500 de milioane de euro vor fi reținuți pentru că guvernul a numit, pe preferințe, nu după un proces transparent, șefi în fruntea mai multor companii de stat din domeniile energiei și transporturilor. Este vorba despre 8 companii aflate în subordinea Ministerului Energiei și alte 5 de la transporturi. În aceste funcții au fost numiți secretar de stat sau director de ministere, în condițiile în care legislația românească permite acest lucru. Dacă anumite numiri au fost făcute incorrect din perspectiva celor care ne evaluează, respectiva Comisiei Europene, procedura trebuie reluată. La transporturi, de exemplu, pot să vă anunț că va fi reluată procedura la companiile care au fost în clarificări cu Comisia Europeană. Am văzut ieri o serie de demisii, va fi reluată acolo procedura. Între timp au apărut și primele demisii. Pe legislația din România, noi suntem în regulă. Dar eu, ca să nu creez niciun fel de dificultate în statului român pentru a se executa aceste plăți din jalon pentru PNRR, bineînțeles că am avut această opțiune și am luat această decizie ca de comun acord cu Ministerul Transporturilor să facă acest pas lateral. Comisia a avertizat guvernul încă din luna iunie cu privire la aceste probleme. De atunci și până acum, guvernul nu a luat însă nicio măsură. România are acum la dispoziție o lună pentru a transmite observațiile sale Comisiei Europene. În plus, am putea primi toată suma solicitată, dacă în următoarele luni autoritățile vor rezolva problemele sesizate. Prioritatea noastră este în următoarele două luni să recuperăm întârzierile și să salvăm toți banii din PNRR. Românii sunt dezamăgiți și spun că de miliardul de euro care ar putea fi pierdut, s-ar fi putut construi spitale, școli sau autostrăzi. Neglijență de nedescris și dezinteres total din fața autorităților. Ar fi nevoie de acești bani în România? Și chiar de mai mulți, dacă s-ar putea. Extrem de mulți bani pentru România, păcat că se pierd. Eu sper să se schimbe pentru că sunt foarte mulți bani. Fondurile alocate prin PNRR trebuie cheltuite până la sfârșitul anului 2026. Până acum, România a primit de la Bruxelles 9,4 miliarde de euro. Cumpărăturile online înseamnă mai mult timp pe care îl putem folosi pentru familie și nu irosit prin magazine. Am înțeles asta și o arată și topurile. Cât procedăm așa și ce produse comandăm cel mai mult online, aflați în câteva clipe. După Jocurile Olimpice care au avut loc la Paris, angajații, dar și personalul a fost premiat. Culmea însă, unii angajați au primit de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român o sumă mai mare decât sportivii. Este vorba despre secretarul general și contabilul șef al Federației Române de Canotaj, care au primit câte un premiu de 162.000 de euro, un premiu mai mare și decât al înotătorului David Popovici. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea Oana Ursanu. Despre ce premiu este vorba, Oana? Bun găsit, este vorba despre două premii de 162.000 de euro. Acestea au fost oferite secretarului general și contabilului șef de la Federația Română de Canotaj după Jocurile Olimpice de la Paris. Culmea, premiul oferit de Comitetul Olimpic și Sportiv Român celor doi angajați este mai mare decât premiul oferit înotătorului David Popovici pentru titlul olimpic obținut la 200 de metri liber. David Popovici a obținut un premiu în valoare de 140.000 de euro. Conform Gazetei
Sporturilor, Comitetul Olimpic și Sportiv Român i-a premiat pe sportivi, dar și personalul din cadrul Federației Române de Canotaj, iar Valentin Gavril, cel care conduce Federația Română de Canotaj, ar fi întocmit propunerile de premiere pentru toți sportivii implicați, dar și pentru personalul care a fost premiat. Eduard Novac, fostul ministru al sporturilor, a criticat acest sistem de premiere după Jocurile Olimpice, spunând că, deși pare o glumă la prima vedere, este o realitate tristă. Suma totală a premiilor oferite se ridică la aproape 9 milioane de euro. La Jocurile Olimpice de la Paris, România a obținut 9 medalii, dintre care 5 la canotaj. Acestea au fost informațiile. La revedere! Oana, mulțumesc! Peste 20 de români au murit în ultimii 3 ani în toată țara în accidente în care au fost implicate trotinetele electrice. Numărul de accidente extrem de grave depășește însă 300. Pe lângă victimele umane rămân și pagubele materiale. Șoferii accidentați de cei de pe trotinetă trebuie să-și repare mașinile din propriul buzunar. Numărul accidentelor de orice fel în care au fost implicate astfel de mijloace de transport depășește ordinul sutelor în fiecare an. De exemplu, doar în primele 10 luni ale anului trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care erau implicați conducători de trotinete. Cei care merg pe trotinetele electrice și sunt implicați în accidente nu de puține ori ajung la camera de gardă cu fracturi la nivelul mâinilor, picioarelor sau chiar cu lovituri la cap. O explicație a acestui număr mare de accidente este că de multe ori legea nu este respectată de cei care folosesc trotinetele electrice. De asemenea, fiind conducători de vehicul, ei trebuie să respecte aproape la fel de multe reguli ca și conducătorii de autovehicule. Cei care aleg să meargă cu trotineta electrică prin oraș trebuie să știe totuși câteva reguli. Una dintre acestea este că atunci când traversează, trebuie să meargă pe lângă aceasta. Printre alte reguli încălcate frecvent de cei care merg pe trotinete electrice sunt mersul pe trotuar sau printre mașini. De asemenea, se deplasează pe trotinetă mai mult de o persoană. Trotineta electrică este destinată prin construcție pentru o singură persoană, nu pentru două persoane sau pentru trei persoane. Și în această situație am observat că se practică acest lucru de către utilizatori de trotinete, lucru pe care legea îl interzice și context în care noi am și aplicat sancțiuni contravenționale. Însă o problemă serioasă și care pare să fie departe de a-și găsi o soluție o reprezintă daunele materiale cauzate de incidentele în care sunt implicate aceste vehicule. Într-un caz concret în care un autoturism suferă daune provocate în urma ciocnirii cu o trotinetă electrică, neexistând încă cadrul legal, șoferul păgubit își poate repara mașina pe propria asigurare facultativă casco. Cei care nu au însă casco sunt nevoiți să scoată bani din propriul buzunar ca să-și repare mașina, indiferent dacă au fost sau nu de vină. Toți șoferii păgubiți trebuie să-l dea apoi în judecată pe cel care se afla pe trotinetă pentru a-și recupera daunele. Potrivit unui proiect de lege adoptat la finalul anului trecut, firmele și persoanele fizice care au astfel de vehicule care prin peste 25 de kilometri la oră ar trebui să aibă RCA. Nu toți încheie însă o astfel de poliță. Un șofer din Iași a blocat 10 tramvaie după ce și-a parcat mașina pe una din liniile din centrul orașului. Angajații companiei de transport public au fost nevoiți să sune la poliție pentru rezolvarea situației, care a durat aproximativ o oră. În acest timp, tramvaiele au rămas în coloană între Piața Unirii și intersecția dintre străzile Arcu și Gavril Muzicescu, iar călătorii au fost nevoiți să găsească alte soluții de transport. Polițiștii locali au reușit să-l identifice pe proprietarul mașinii, care s-a ales cu o amendă de 825 de lei și 3 puncte de penalizare. Bărbatul și-a argumentat gestul prin faptul că nu a știut că tramvaiele circulă și după ora 22. Fiecare român a dat comenzi online de cel puțin 500 de euro pe parcursul anului trecut. Asta reiese din cel mai recent raport european pentru comerțul online. Cifrele arată că românii sunt printre cei mai mari clienți ai magazinelor online din Europa de Est și Centrală. În total, românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro anul trecut, iar anul acesta au fost cheltuiți deja cu aproape 2 miliarde de euro mai mult. Românilor le place confortul, iar asta se vede și în modul în care fac cumpărături. Din pandemie, conaționalii s-au orientat către achizițiile din mediul virtual. Faci cumpărături online? Da, destul de des. Ce îți cumperi de obicei? În special chestii ce țin de electronică, piese de calculatoare, tot felul de lucruri de genul ăsta, haine. Nu-mi place să mai merg în mall, deja după o oră în mall sunt obosit, prefer să cumpăr online. Și cumpărăturile pentru casă?
În mare parte tot online. De ce preferați să cumpărați online față de mersul la magazin fizic? Timpul ai și pus în coș și l-ai luat. Pe când așa să te duci la magazin, să aștepți, să cauți produsul, în magazinul X este, în ăla nu. În 2019, doar 23% dintre români făceau cumpărături online, în timp ce anul acesta procentul a trecut de 50%. Cele mai cumpărate produse din mediul online sunt obiectele vestimentare, urmate de cosmetice și produse de îngrijire personală, iar pe locul al treilea sunt dispozitivele electronice. Doar anul trecut, vânzările au cumulat 10,6 miliarde de euro. Anul acesta, specialiștii se așteaptă la o creștere substanțială a vânzărilor. Sectorul românesc de comerț electronic are a treia cea mai mare valoare a vânzărilor din Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. Pe anul acesta, datele ne arată că până la jumătatea anului, vânzările contra Rambus, de exemplu, au atins pragul de 20 de miliarde de lei, cu mult peste anul trecut. Rezultatele se văd și în cifra de afacere a magazinelor care fac comerț online. Am preconizat la început de 2024 o creștere de până la 20% și în momentul de față suntem la o creștere de 17%. Categorie cu cel mai mare impact în vânzările de anul acesta este de fapt categoria de telefoane mobile, urmată de categoria de electrocasnice mari și pe cum televizoare și monitoare. Motivul principal pentru care românii aleg să achiziționeze produse online este lipsa timpului. Am vrut să vedem și noi cât timp pierdem la cumpărături, așa că am mers într-un supermarket din capitală. Am ajuns la magazin cu o listă de produse. Haideți să vedem cât durează să le cumpărăm. Am ajuns la casa de marcat după aproximativ 45 de minute. Dacă adăugăm și timpul pe care l-am petrecut în trafic, observăm că am alocat mai bine de o oră și jumătate cumpărăturilor. Pentru a vedea cât de mult timp economisim dacă facem cumpărături online, am comparat timpul petrecut în magazin cu cel petrecut pe o aplicație de pe telefon. Am comandat aceleași produse online în doar câteva minute, timp în care am savurat o cafea. Estimările specialiștilor arată o creștere de aproape 10% a vânzărilor online de bunuri și servicii, care cel mai probabil va duce la un total de peste 13 miliarde de euro până la finalul anului acesta. După mai multe zile de liniște, Beirutul a fost atacat din nou în această dimineață. Suburbiile capitalei Libanului au fost asediate de rachete. IDF susține că raidul a vizat un depozit subteran de arme al Hezbollah. Pe de altă parte, noul șef Hezbollah promite durere și distrugere pentru Israel dacă nu acceptă un armistițiu în Liban și Gaza. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. S-au auzit mai multe explozii în Beirut în această dimineață. Zeci de rachete au țintit capitala după 5 zile de pauză. Mai multe coloane de fum au putut fi observate în urma atacului. Suburbiile Beirutului, unde locuiesc 10.000 de oameni, au fost atacate. Zeci de oameni sunt răniți. Civilii sunt disperați și spun că nu mai au unde să fie în siguranță. Tiebac, râzac, hrodac, șahsie, dehbete, kilși, kilu mă băian și, kilu, kilu roa, bărădem. موضوع عمي كلنا بهالحالة هذه شيء مش طبيعي اللي عم يصير بهالبلد مش عارف شو بده يصير اللي بقول لك عارف بقول له انت ما بتعرف شيء. Atacurile în sudul Libanului însă nu se opresc. 5 oameni au murit după ce mai multe clădiri s-au prăbușit. Printre victime este chiar primarul orașului atacat, Nabatieh. În paralel, Hezbollah a lansat ca răspuns peste 50 de rachete spre nordul Israelului. Coincidență sau nu, atacul are loc după ce oficial din Statele Unite, cel mai important aliat al Israelului, a declarat că sunt împotriva bombardamentelor masive din Liban. Conform mai multor surse, atacurile IDF în Beirut au fost oprite pe fondul unor înțelegeri între oficialii americani și israelieni. That we are opposed to the campaign, the way we've seen it conducted over the past weeks, few weeks. Now, they do have a right to go after legitimate terrorist targets. We see Hezbollah continue to operate across Lebanon, and Israel does have a right to defend itself against those terrorists who pose a threat to the state of Israel. În tot acest timp, noul șef al Hezbollah, fostul secretar general al grupării, propune surprinzător o încheiere a ostilităților pentru Israel. Însă, dacă Israel nu acceptă, consecințele vor fi dezastroase. بما أن العدو الإسرائيلي استهدف
كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي، سواء كانت في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب. الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف. إذا كان الإسرائيلي لا يريد، نحن مستمرون. Naim Kassem a mai declarat că locuitorii din nordul Israelului se vor putea întoarce acasă doar după încheierea unui armistițiu. Pe de altă parte, Netanyahu respinge orice fel de armistițiu. Inclusiv președintele Macron condamnă atacul asupra trupelor ONU din Liban. Netanyahu nu trebuie să uite că țara sa a fost creată ca urmare a unei rezoluții adoptate de Națiunile Unite, a declarat acesta într-o ședință cu ușile închise a Consiliului de Miniștri. Peste 2000 de oameni au murit în Liban de la sfârșitul lunii septembrie, de când Israelul a lansat o ofensivă împotriva Hezbollah pentru a permite locuitorilor din nordul țării să se întoarcă în casele din care au fost nevoiți să plece. Președintele Volodymyr Zelensky a prezentat mult așteptatul plan al victoriei în Parlamentul ucrainean. Strategia propusă este structurată în 5 puncte principale și 3 anexe clasificate. Se bazează foarte mult pe sprijinul aliaților și nu vorbește deloc de cedarea de teritorii ucrainene. Для України це безперечно бути сильною частиною глобального світу, бути на рівних з усіма країнами-лідерами, бути в Євросоюзі та в НАТО, бути там повноправно. Potrivit lui Zelensky, dacă se începe implementarea punctelor strategiei acum, războiul poate fi încheiat cel târziu în 2025, iar invitația de aderare la NATO este punctul de plecare. Primul punct al planului de victorie se referă la geopolitică, al doilea și al treilea abordează partea militară, al patrulea și al cincelea au legătură cu economia, securitatea, dar și viitorul Ucrainei după război. Перший пункт. Це запрошення в НАТО. Другий пункт – оборона. Це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Zelensky a menționat că există o listă clară de arme de care armata ucraineană are nevoie. Liderul de la Kiev își dorește operațiuni defensive comune cu vecinii Ucrainei în Europa pentru a distruge rachete și drone. Se vorbește în același timp de un scut antinuclear pe teritoriul Ucrainei. Ucraina propune rozmistiti na svojej zemlji kompleksnyi неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Potrivit lui Zelensky, planul este și o garanție că inamicii de la Kremlin vor pierde ocazia de a continua sau extinde războiul. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Prezentarea planului are loc și în contextul situației de pe front, care nu este una prielnică pentru Ucraina. În ultimele luni, Ucraina a pierdut de 5 ori mai mult teritoriu decât în 2023. Rușii au reușit să câștige aproape 200 de kilometri pătrați din teritoriul invadat doar în prima jumătate a anului. Două femei din Arad au trăit clipe de groază după ce au fost bătute cu sălbăticie în propria locuință de doi indivizi mascați. Agresorii căutau un safe și sunt încă în libertate. Mărturile cutremurătoare ale victimelor le vedeți după o scurtă pauză. Vă aștept! Un șofer teribilist de 19 ani din Galați, care a făcut drifturi pe un bulevard din oraș și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, a sfârșit încătușat. Imagine cu șoferul vitezoman s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.
Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 că străzile au fost transformate în circuit de curse. S-au deplasat rapid la fața locului, dar tânărul a refuzat să oprească. Într-un final, polițiștii l-au încătușat, iar teribilistul s-a ales cu o amendă de 1650 de lei și permisul suspendat pentru următoarele 60 de zile, pentru conducerea agresivă și pentru că a ignorat semnalele polițiștilor. Clipe de coșmar pentru două femei, soacră și noră din județul Arad. Acestea au fost atacate în propria casă, în plină zi, de doi indivizi mascați care le-au bătut cu sălbăticie. Tâlharii căutau un safe cu bani, de care femeile habar nu aveau și se bănuiește că au acționat la pont. Cel mai grav este faptul că una dintre victime își ținea bebelușul în brațe când a fost atacată. Agresorii sunt căutați în continuare de polițiști. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Este mărturia cumplită a uneia dintre femeile bătute de atacatori. Totul s-a întâmplat în satul Cintei, din comuna Zăran, județul Arad. Cei doi au intrat în casă, s-au ascuns într-una dintre camere și se bănuiește că au acționat la pont. Știau că bărbatul casei, cioban de meserie, este cu oile la câmp, iar din spusele femeii căutau un seif cu bani. Și-au zis că mă omoară, să-i dau bani și aur. Eu am zis, Doamne, n-am aur. Bine. Nici bani, numai pe mine atâta chestii, așa le-a spus. Nu am, bani n-am aur. Și atunci au zis, ai bărbat? Eu zic, n-am, că e mort. Și atunci, dacă am zis că e mort, atunci a început să strâng. Am strigat pe noră. Neluța, cine e Neluța? Zic, nora mea, unde e nora? Au zis, unde e nora? Și atunci au plecat la noră. Pe nora, femeii atacatori au găsit-o cu copilul de doar o lună în brațe. Nu le-a păsat, au revărsat peste o ploaie de lovituri. A venit și m-a lovit și... După aia mi-a cerut banii, aurul și m-a lovit, că eu tot m-am îmbrâncit mama ăsta, am zis că nu am și când am văzut că ăsta i-am dat ce-o cerut. Când am văzut-o cum e soacră mea legată, eu n-am știut nimic. Acolo iară m-a mai lovit, că să-i spun că unii am seiful. N-am niciun seif, domnule, v-am dat tot ce am avut, banii, cheia, aurul, tot ce am avut, cât am avut. Am zis că să nu sun la poliție, că mă moară soțul. M-a dat cu liverul peste picioare unde între ei și mi-a dat cu spray și cu fata în brață. Tâlharii au luat tot ce au găsit, 3.000 de lei, câteva bijuterii și mașina femeii. Am fost sunată de către fratele meu că mami și cumnata mea au intrat doi mascați peste ea în casă și le-au bătut, le-au amenințat să le dea tot ce are, bani, aur, inclusiv cheia la mașină, care au avut mașina lor în fața porții, eu ceru cheia să meargă cu ea. Odată ce s-au văzut scăpate de furia atacatorilor, victimele au sunat după ajutor. Polițiștii au făcut filtre în tot județul, în speranța că îi vor găsi pe tâlhari. Au descoperit doar mașina abandonată într-o localitate de graniță. Au venit la pont? Exact. Numai la pont s-o putut face. Că nu au venit ei așa să vadă. De ce nu au venit la mine? O știut că s-a acasă și... Neluțul a plecat la stână, a plecat la Arad, la muncă, la asta, și o știu, tot vine sigur. Până în acest moment, tâlharii nu au fost găsiți, așa că polițiștii continuă căutările. Pe numele lor s-a deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată. Peste 300.000 de oameni au ales deja între Kamala Harris și Donald Trump. Americanii din statul Georgia s-au înghesuit să voteze în prima zi de vot anticipat din Statele Unite. Totodată au început și ultimele mitinguri de campanie în statele cheie. Voturile de acolo vor face diferența între cei doi candidați. În sondaje, scorul dintre Trump și Harris este mai strâns ca niciodată. Americanii din Georgia au stat ore întregi la cozi ca să voteze. Secțiile au fost deschise marți pentru prima zi de vot anticipat în Georgia, un stat cheie în lupta pentru prezidențiale. În 2020 a fost câștigat de democrați, iar în 2016 de republicani. I think this is an existential election. Cu 8,2 milioane de alegători înregistrați, statul și-a doborât recordul de prezență. Peste 300.000 de voturi au fost exprimate, adică dublu față de alegerile din 2020. Because being so young.
especially with the recent like economic crisis we've had. I really just want to make sure my vote counts. I think this is probably the most important voting season of our lifetime. I think it was imperative that every single person vote to help save democracy. Americanii votează și prin corespondență. După ce s-au înregistrat să voteze, mai mult de 5 milioane de americani au trimis prin poștă decizia lor către birourile electorale din statele americane. Buletinele încep să fie și ele numărate săptămâna aceasta și până pe 5 noiembrie, când se încheie procesul electoral. Potrivit celui mai recent sondaj Reuters, Kamala Harris are un avans de doar 3 puncte în fața lui Donald Trump. Miercuri începe votul anticipat și în Carolina de Nord, un alt stat cheie. În tot acest timp, Kamala Harris și Donald Trump continuă campania electorală, se concentrează pe statele unde alegătorii sunt încă indeciși. Kamala Harris a fost în Michigan, iar Donald Trump în Pennsylvania. Vicepreședintele a participat la un interviu cu un realizator radio, Charlemagne the God in Detroit. A vorbit despre planurile pe care le are ca președinte, dar și despre americanii de culoare. So, my plan includes making sure that for first-time home buyers, second point is to bring down the cost of housing generally, because one of the issues is we have a housing supply shortage. La meetingul din Pennsylvania, Donald Trump a renunțat la discursuri și a dansat după ce doi oameni din public au leșinat. Let's go nice and loud. Here we go, everybody. Timp de aproape 40 de minute, Trump s-a legănat și a dansat pe cântece precum Nothing Compares to You, dar și Ave Maria. Pe de altă parte, Elon Musk depune toate eforturile ca Trump să câștige. În 3 luni a donat numai puțin de 75 de milioane de dolari. Îngerii de la Victoria's Secret au defilat din nou pe podium după 6 ani. Celebra companie de lingerie intimă a făcut show aseară la New York. Legende ale modelingului, Carla Bruni, Adriana Lima, Kate Moss, surorile Hadid, au strălucit în noile ținute Victoria's Secret. Pe podium a defilat și românca Andreea Diaconu. Prețul la mii de alimente produse în România ar putea fi plafonat. La o primă vedere, schimbarea dorită de Ministerul Agriculturii sună bine. Însă, de fapt, ar putea fi vorba despre o sabie cu două tăișuri. Care ar fi neajunsurile unei astfel de decizii? Conform experților, aflați imediat după pauză. Eu vă aștept. Ministrul Agriculturii reînvie ideea prin care prețul alimentelor produse în România să aibă un preț plafonat. Este vorba de o ordonanță de urgență care ar urma să fie adoptată în curând și ar limita adaosul comercial. Noua lege ar trebui să reducă prețul la 10.000 de produse, dar specialiștii spun că efectul va fi unul contrar, și anume importurile vor crește, iar competitivitatea firmelor autohtone va scădea. De peste un an, 14 categorii de produse au adaosul comercial plafonat, dar românii spun că nu se simte nicio diferență. S-au ieftinit sau nu alimentele astea care ar fi trebuit să fie cu preț plafonat? Păi cred că nu prea s-au ieftinit. Așa mi se pare mie. Nu s-au ieftinit. Eu am luat astăzi acum un nucet, un iaurt cu 12 lei. Nu s-a ieftinit nimic. Ieri, alaltă ieri am fost și am luat uzuale, mai nimic de mâncare și am dat 700 de lei. Făină mala ai consumat mai puțin. Asta care scump, care mai de bază, așa, nu. Făina și mălaiul s-au ieftinit în ultimul an cu 13%, însă sunt și anumite alimente care au adaosul comercial plafonat, însă s-au scumpit, conform Institutului Național de Statistică. În această categorie se află brânza, telemea de vacă, care acum este cu 3% mai scumpă decât anul trecut, dar și cartoful, care între timp s-a scumpit cu 10%. Românii nu sunt convinși că ordonanța de urgență care a plafonat adaosul comercial la alimentele de bază are efecte pozitive în buzunarele lor. Spun că unele alimente s-au ieftinit cu
un leu sau doi, însă multe altele s-au scumpit. În schimb, ministrul agriculturii Florin Barbu este mulțumit și vorbește din nou despre extinderea acestei legi pentru toate produsele procesate în România. Ar fi o măsură nemai întâlnită în toată Europa. Vorbim de toate produsele care sunt procesate în România. Zeci de mii de produse vor fi. Probabil în perioada următoare va fi lansat în dezbatere și va fi aprobat în guvern. Vi se pare asta o măsură bună? Păi sigur că da. Sigur că da. Nu, totuși suntem într-o economie de piață și, din contră, crește evaziunea fiscală. Proiectul de ordonanță de urgență prevede ca toate alimentele procesate în România să aibă un adaos comercial de maximum 20%. Să luăm spre exemplu uleiul. Fermierul recoltează floarea soarelui, după care o vinde către procesator. Procesatorul, după ce transformă semințele în ulei, vinde produsul distribuitorului. De la distribuitor, sticla de ulei este transportată la magazine și ajunge pe raft. Ordonanța ar urma să-i oblige pe distribuitor și retaileri să practice un adaos comercial împreună de cel mult 20% din prețul procesatorului. Această măsură se anunță a fi o lovitură financiară puternică pentru firmele românești, pentru că multe dintre ele își vor vedea produsele delistate din magazine. Plafonările de orice natură sunt un măr otrăvit pentru economie. Generează efecte economice negative pe care pare că decidenții preferă să le ignore sau poate că nu le înțeleg. Retailerii spun că susțin planul ministrului agriculturii ca România să devină principala putere agroalimentară din sud-estul Europei. Nu cred însă că o astfel de lege va duce la atingerea acestui obiectiv strategic. Urmărim ca această strategie să ofere crearea de oportunități economice, crearea de proiecte care să pună în valoare producătorii locali printr-o stimulare a acestora și nu prin măsuri restrictive sau reglementări suplimentare. Am putut vedea totuși destul de multe restricționări, suprareglementări, limitări, sancțiuni excesive, inclusiv plafonări. Marele risc, spun economiștii, este ca plafonarea unui număr uriaș de alimente, mii, poate chiar zeci de mii, să ducă la creșterea dependenței față de importuri. Mai ales că țara noastră deja are o balanță comercială deficitară. În primele 7 luni ale anului, importurile au fost cu 18 miliarde de euro mai mari decât exporturile. Chiar dacă în teorie unele produse ar putea să devină mai ieftine, pentru celelalte vom vedea scumpiri, pentru că magazinele sunt ca orice business, o afacere care trebuie să facă profit. Altfel se închide. Până la acest moment, nici procesatorii și nici retailerii nu au fost chemați la discuții de ministrul agriculturii pe tema acestui subiect. Totuși, legea ar fi gata în proporție de 90% potrivit lui Florin Barbu, care crede că toate prețurile o să scadă datorită ordonanței. Ministrul a pus la îndoială și cifrele prezentate de Institutul Național de Statistică. Nu cred că are date corecte. Datele corecte sunt realizate de către Consiliul Concurenței, care fac studiu pe aceste prețuri în România. Iar raportările sunt făcute către Consiliul Concurenței de către retailerii din România. Inițial, guvernanții au spus că legea plafonării adaosului comercial o să dispară la finalul anului 2024, atunci când inflația va scădea. China a trimis o pereche de urși panda la grădina zoo din Washington pentru prima dată după 24 de ani. Cele două animale în vârstă de 3 ani au fost îmbarcate la bordul unui avion special închiriat și denumit Panda Express. Călătoria urșilor este un adevărat gest de deschidere diplomatică a Chinei față de Statele Unite, iar sosirea lor este puternic mediatizată în Statele Unite. La Washington, publicul va putea să-i vadă în câteva săptămâni după o perioadă de acomodare și de carantină. De la sport mergem la meteo. Colega mea, Alexandra Băluțescu, ne aduce toate informațiile despre vreme. Alexandra, bună seara! Bună seara, Andreea! Doamnelor și domnilor, bun găsit! Valorile termice vor continua să scadă treptat, atmosfera răcindu-se simțitor. Ne apropiem de temperaturile specifice acestei perioade din an. Cu mai multe informații revin imediat! Temperaturile se vor reduce în mod constant, mai ales în jumătatea de est a țării. Ploi slabe sau burniță vom găsi în Moldova, Muntenia și la mare. Iar vântul va avea unele răbufniri în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 19 grade. Acestea au fost informațiile pentru moment. Cu prognoza pe larg, vă aștept după Focus Sport.
Alexandra, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Dacă e miercuri, la Prima TV este seară de cârcotit alături de Gabriela Șerban și dezbrăcatul la Cronica Cârcotașilor. De la 20, la Medica TV începe Sistem Medical, emisiune moderată de Eugenia Foarfecă. Iar de la 20, la Prima News, începe talk show-ul Proiect de Țară. Să aveți o seară frumoasă pe mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.